Este încrezută în forțele proprii și inspiră pe cei din jur prin dedicația sa de a schimba mentalitățile. Deschide cu ușurință ușile care o determină să ajungă la succes, iar toate aceste calități le-a însușit din adolescență. Programul american Future Leaders of the World a remarcat-o pe moldoveanca Silvia Solonar, care a vizitat pentru prima dată Statele Unite ale Americii acum 17 ani. De atunci a rămas încântată de oportunitățile pe care le oferă această țară. Este absolventa programului de studii privind politicile globale de la Universitatea Rutgers din SUA, care a ajutat-o să înțeleagă mai bine lumea afacerilor și a comunicării. Atunci încă, spunem din 2000, promoția care am fost noi, cred că de atunci Statele Unite a devenit pentru mine a doua casă. Sau cu alte cuvinte, nu pot să spun că Statele Unite este casa mea, fiindcă atunci când sunt în Statele Unite, am un dor nebun de casă, de Moldova, și când sunt în Moldova, nu pot sta prea mult fără ca să mă aflu în Statele Unite. În toți acești ani, Silvia a făcut naveta Chișinău-New York, așa cum pasiunea sa este să vadă tinerii de acasă implicați în diverse proiecte sociale și de dezvoltare a comunității. La Școala Sustenabilității din Moldova a facilitat transferul de cunoștințe în ceea ce privește gândirea antreprenorială. Acum 2 ani, tânăra a înființat și un startup, iar compania Iveless Marketing din New York i-a permis să obțină și o experiență de lucru în dezvoltarea unei afacere online. Am venit cu ideea de a înființa o companie, un startup, se numește Iveless Marketing. Este o platformă pentru mine foarte importantă, fiindcă pe lângă faptul că ca femeie antreprenoare mai am și posibilitatea de a-ți face donații pentru un mediu non-profit. La baza acestui startup, de fapt, a fost ca 10% din Iveless Marketing să meargă la fundația care o reprezint, Family, Solonar Family Foundation. În ultimul timp este tot mai interesată să sprijine proiectele sociale din Moldova, iar cu acest scop a fondat fundația Solonar. Are planuri mari să construiască o casă de copii, unde tinerii să poată avea acces la studii de calitate și care ulterior să fie mai bine integrați în societate datorită abilităților antreprenoriale. 10 ani în urmă, un grup foarte restrâns, cred că de prieteni de mei, deja știu despre visul meu de a avea și de a deschide o casă pentru copii în Republica Moldova. Deja știam unde vreau să fie această casă pentru copii. Să rup stereotipul că acei care vin din care trăiesc, să spun așa, în casă de copii, au aceleași șanse și aceleași valori și toți sunt așa de pregătiți pentru viață care, ca și pentru cei copii care vin din familii foarte bune. La scurt timp, Silvia a absolvit programul de antreprenoriat pentru femei și este membra Asociației Naționale pentru Femeile Profesioniste din SUA, cu o bogată experiență în schimbul de cunoștințe și parteneriate sociale. Tânăra moldoveancă a participat și la cea de-a doua ediție a Forumului de Afaceri a Diasporei în Chișinău, unde a vorbit despre specificul mediului de afaceri american, ce ar avea de învățat companiile moldovenești și cum produsele handmade ar putea scoate Republica Moldova din anonimat. Deși vreau să spun că urmăresc foarte atent ce se întâmplă în Republica Moldova și sunt fericită să aflu, mai ales în ultimii ani, sunt câteva nume de femei destul de puternice, antreprenoare, și sunt tot timpul foarte fericită să aud că deja și la noi avem femei destul de puternice care se pot să spună că sunt antreprenoare și sunt de succes. La sigur, Statele Unite m-a ajutat ca să mă dezvolt personal, dar totuși cred că valorile și personalitatea pe care omul le are, cred că asta de fapt și stă la baza schimbării sale. Ori noi stăm într-o zonă confortabilă și care noi nu încercăm să schimbăm ceva în viața noastră, sau noi căutăm întotdeauna să facem o schimbare pentru a putea ajuta pe cei din jur. Potrivit Silviei, femeile antreprenoare din Moldova ar trebui să beneficieze de mai multe servicii de susținere, această practică fiind una foarte necesară tinerilor care nu au un curs de antreprenoriat în școală. Cei care găsesc perspective reușesc, afirmă Silvia. Moldovenii sunt creativi și ar trebui să vină cu noi produse și know-how, dacă doresc să-și deschidă piețele de desfacere în SUA. Este foarte important comunicarea, și pentru a fi o persoană de succes, întotdeauna trebuie să fii up-to-date cu ceea ce se întâmplă nu numai în Republica Moldova, dar oriunde. De aia eu consider că este foarte important și întotdeauna am salutat participarea la training-uri, participarea la diferite evenimente care îmbogățesc cunoștințele unei persoane și nu contează în ce domeniu nu ai activa.
Ziua Internațională a Fericirii este marcată de Organizația Națiunilor Unite pe 20 martie, iar la cea de-a 66-a sesiune organizată de Alianța Civilizațiilor ONU la New York, Silvia Solonari a reprezentat țara noastră, chiar dacă aprecierea sentimentului de fericire a cetățenilor din Moldova este unul scăzut. Activism în această organizație, International Happiness Day, și atunci când sunt întrebat de unde vin și care ar fi procentajul de happiness în țara de unde vii, your heritage, din păcate nu prea pot să mă mândresc cu prea bune rezultate. Oricum, sper că totuși va veni și ziua când Moldova va fi considerată ca și una dintre cele mai, o țară cu cea mai fericită populație. De fiecare dată promovează cultura țării noastre în afara granițelor, iar când are ocazia să vorbească publicului internațional despre Moldova, își preia rolul de ambasadoare, astfel încât să aducă o imagine pozitivă peste hotarele țării. La moment își pune speranțe mari ca Republica Moldova să ia un curs pozitiv de dezvoltare și progres, pentru că majoritatea cetățenilor noștri se bucură de o bună reputație acolo unde ajung să-și realizeze visele. Este o fire optimistă și vrea să ajungă departe pentru a putea aduce schimbările și în Moldova. Pentru mine n-a fost că plec într-o țară să-mi fie mie personal mai bine. Și chiar la moment eu deja nu consider că eu am plecat din Republica Moldova. Ori noi nu trebuie să uităm că fiecare persoană care vine din orice țară trebuie să-și aducă aminte că este în primul rând și un ambasador a valorilor, a culturii și întotdeauna unde n-ar fi și ce eveniment am avea sau nu contează cu ce oameni ne întâlnim, nu trebuie să uităm că la plecare cei oameni care au vorbit cu tine și te-au întâlnit să rămână cu o impresie plăcută despre țara ta. Experiența de viață de pe continentul american a determinat-o să descopere cheia spre succes, iar evenimentele internaționale nu îi scapă pentru a o inspira în continuare să stabilească conexiuni cu întreaga lume. Sper ca Moldova să fie într-o direcție mai bună decât este la moment. Din păcate, atunci când mă întâlnesc cu diferiți oameni, să fie și din domeniul politicului sau cei care activează în organizații non-guvernamentale, sunt expusul la niște întrebări așa mai picante în privința Moldovei și este desigur dureros, decât încerc să le spun că, mai ales cu ultimele evenimente de ultimul an care s-a petrecut în Republica Moldova, și încerc să le explic oamenilor cât de mult posibil că de fapt nu toată lumea este așa. De fapt, noi avem oameni foarte, foarte minunați în Republica Moldova, avem profesioniști buni și eu țin să cred că totuși se va face o schimbare. O lecție importantă pe care le oferă prietenilor este să fie ambițioși și determinați să-și atingă visurile, pentru că mai târziu sau mai devreme acestea se vor realiza.